Felicitări, Cătălin! Haideți să-l încurajăm cu aplauze și pe Ilia Gabriel Paul. Se pregătește Mondic Octavian. Felicitări, Gabriel, îl invităm alături de noi pe Mondic Octavian. Se pregătește Onaț Bianca Miruna. Thank you.
felicitări, Octavian, urmează Onaț Bianca Miruna. Se pregătește oțet Darius Pavel. Felicitări, Bianca, îl primim cu aplauze pe oțet Darius Pavel. Se pregătește rus Antonia Iuliana. Darius, o primim cu aplauze pe rus Antonia Iuliana. Se pregătește Șerban Paul. Antonia, continuăm aplauzele pentru Șerban Paul. Se pregătește Bolojan Tudor Florin.
felicitări, Paul, ultimul, dar nu cel din urmă, solist instrumentist din grupa claselor 5-8, este bolojan Tudor Florin. Felicitări, Tudor! Așadar, continuăm concursul nostru cu secțiunea soliștilor instrumentiști, grupa claselor 9-12. Primul care va sparge gheața din această grupă este Bonția Filip Gabriel. Se pregătește Kadar Andrei. Alături de noi pe Kadar Andrei. Se pregătește Coste Antoniu. Thank you.
Andrei, urmează Coste Antoniu. Se pregătește Fiți Ionuț. Continuăm aplauzele pentru Fiți Ionuț. Se pregătește Iepure Luca Tudor. Thank you.
Felicitări, Ionuț. E pregătit să ne cânte și să ne încânte Iepure Luca Tudor. Se pregătește Marchiș Rareș Stelian. Felicitări, Luca! Urmează Marchiș Rareș Stelian. Se pregătește Mărincaș Cristian Vasile. Thank you.
felicitări rare și continuăm aplauzele pentru mărincaș Cristian Vasile. Se pregătește Solomonian Sebastian. Cristian, haideți să-l primim cu aplauze și pe ultimul, dar nu cel din urmă, concurent solist-instrumentist, Solomonian Sebastian. Thank you.
Doamnelor și domnilor, aceasta a fost cea de-a 14-a ediție a Festivalului Concurs de Interpretare a Cântecului Popular Mândru Cântec Sălăjan. A fost o sărbătoare a folclorului, un triumf al cântecului popular sălăjan. De aceea doresc încă o dată să le oferim aplauze puternice și felicitări tuturor concurenților pentru prestația lor de astăzi. Așa cum am spus și vineri, se spune că atunci când dai un examen în fața unui public, dacă primești aplauze, înseamnă că ai trecut examenul. Așadar, astăzi sunteți declarați cu toții câștigători. Juriul doar va delibera în funcție de anumite criterii, calitățile vocale interpretative ale fiecăruia, autenticitatea costumelor și alte criterii de care juriul specialist în domeniu va ține cont. Vă mulțumim tuturor pentru prezență, pentru că faceți cinste județului nostru. Mulțumim părinților și profesorilor coordonatori pentru că le sădiți în suflete acestor tineri talentați dragostea pentru folclor. Mulțumim orchestrei ansamblului folcloric Meseșul din cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj pentru acompaniamentul muzical. Orchestră condusă de maestrul dirijor, domnul profesor Dorel Ciobanu. Mulțumim încă o dată organizatorilor, Consiliul Județean Sălaj și Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj. Mulțumim pentru sprijin Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și Clubului Rotary Zalău. Mulțumim juriului, pe care, dacă dorește, rugăm să ne spună câteva cuvinte. Tot m-am întrebat de la început de ce colegii mei m-au delegat pe mine să vorbesc în această zi. Probabil pentru că am o vârstă cât de cât mai sus decât a lor și cred că am mai multă experiență. Așa cred ei. Dragii mei, nu pot altceva decât să vă spun că mă bucur din tot sufletul văzându-vă atât de mulți la cea de-a 14-a ediție a festivalului Concurs Mândru Cântec Sălăjan. După cum vedeți, am și eu emoții. Vreau să vă felicit pe toți din toată inima pentru prestația voastră și să vă spun că indiferent cu ce veți fi premiați, voi toți sunteți niște câștigători. În primul rând, pentru că ați reușit să ajungeți la acest festival și în al doilea rând că aveți ocazia să vă verificați cu această ocazie. Dacă vreți să mergeți mai departe, vă îndrum și vă sfătuiesc să munciți cu abnegație, să perseverați în dorința voastră de a vă afirma, de a ajunge pe scenele mari ale țării și, de ce nu, și ale lumii. Eu vă felicit încă o dată și vă doresc din toată inima, pe mai departe, mult, mult succes! Vă mulțumim, vă urăm încă o dată un sincer și călduros la mulți ani și vă felicităm pentru întreaga dumneavoastră activitate și pentru bucuria pe care ne-ați așternut-o în suflete de-a lungul timpului. Iar acum, doamnelor și domnilor, vom lăsa juriul să delibereze, iar noi ne revedem la festivitatea de premiere în aproximativ 20 de minute.
Începem cu secțiunea soliști vocal clasele 5-8, iar juriul a decis acordarea următoarelor mențiuni și premii. Mențiune se acordă domnișoarei Irina Ghirean. Mențiune se acordă pentru Dragoș Sonia Alexia. Felicitări. Mențiune se acordă domnișoarei Deac Gianina Oana. O mențiune se acordă și domnișoarei Cristea Denisa Ionela. Premiul al treilea se acordă domnișoarei Ghiulai Selena Maria. Stai, domnișoară, deci acolo. La această secțiune se acordă încă un premiu al treilea, domnișoarei Radkiș Alicia. Și încă un premiu al treilea. A fost cea mai dură concurență, să spunem, la festivalul nostru. La această secțiune au fost mulți concurenți și a trebuit cumva să împăcăm cât de cât lucrurile. Așadar, încă un premiu al treilea se acordă concurentei Costina Antonia Alexandra. Premiul al doilea, la secțiunea soliști vocale clasele 5-8, se acordă domnișoarei moldovan Livia Rebecca. Iar premiul întâi, la ediția din acest an a Festivalului Mândru Cântec Sărăjan, se îndreaptă spre domnișoara Lorena Ciupen. La secțiunea soliști vocali instrumentiști clasele 5-8, mențiune se acordă lui Paul Șerban. Mențiune se acordă pentru Rus Antonia Iuliana. Și tot mențiune pentru Damșa Cătălin Răzvan. Premiul al treilea, la secțiunea soliști instrumentiști clasele 5-8, Ilia Gabriel Paul. Felicitări! Premiul al doilea, Bolojan Tudor Florin. Iar premiul întâi se acordă lui Mondic Octavian. Felicitări!
Bun, trecem la soliști instrumentiști clasele 9-12, unde iarăși a fost o bătălie mare, pentru că au fost aproape toți foarte buni. Așadar, mențiune la secțiunea soliști instrumentiști clasele 9-12, Solomonean Sebastian. Mențiune de asemenea lui Fiț Ionuț. Mențiune de asemenea lui Andrei Cadar. Și o a patra mențiune lui Bonția Filip Gabriel. Premiul al treilea, Mărincaș Cristian Vasile. Și tot premiul al treilea, lui Marchiș Rareș Stelian. Premiul al doilea, Coste Antoniu. Și premiul întâi la secțiunea soliști instrumentiști clasele 9-12, Iepure Luca Tudor. Bun, am ajuns și la ultima secțiune pe care vă prezentăm din perspectiva câștigătorilor la soliști vocal clasele 9-12. Mențiune pentru domnișoara Zaharia Daria Silvia. De asemenea, mențiune pentru Filip Flaviu. Mențiune de asemenea pentru Barbuș Georgiana Mirela. Și încă un premiu al treilea, Simea Ionela Viorela. Și încă un premiu al treilea se acordă pentru Fiț Larisa Ioana. Premiul al doilea se acordă domnișoarei Mirișan Andreea Maria. Iar premiul întâi se acordă domnișoarei Denisa Florica Gudea. Felicitări și mai stai un pic lângă mine, așa cu fața la public. În unanimitate, juriul a decis că premiul clubului Rotary Zalău pentru cel mai bun concurent al ediției din acest an a festivalului Mândru Cântec Sărăjan se acordă domnișoarei Gudea.